Cea mai nouă grădiniță din municipiul Sighetu Marmației va putea fi dată în curând în folosință după ce mai mulți ani de la finalizare a stat închisă din cauza unor probleme logistice. La sfârșitul anului 2023, lucrările de amenajare a curții interioare au fost finalizate, urmând ca în primăvara acestui an să fie amenajat spațiul verde. Acolo vorbim de o investiție a Ministerului Educației, bineînțeles în parteneriat cu municipiul Sighetu Marmației, o lucrare finalizată în anul 2021, însă, spre surprinderea mea, și acolo au fost anumite probleme, tot de ordin juridic. Încă la acel moment, anul 2021, terenul era înscris în cartea funciară pe școala Ion Buteanu. Prin hotărâri de Consiliul Local succesiv, am reușit să înscriem drepturi de proprietate pe centrul cultural, respectiv Biblioteca Municipală Sighet. După care am făcut dezmembrarea, o parte a rămas pe bibliotecă, cealaltă parte pe grădiniță. Am mai fost nevoie de anumită suprafață de teren pentru a putea să desfășoare activitatea și a primi avize necesare. Din câte am înțeles, s-a ajuns în această situație datorită relocării obiectivului. Era prevăzut în altă zonă, însă a fost relocat acolo. Mă mir că, sau mă rog, nici nu trebuie să mă mir, că nu știu să-mi spun, că nu s-au rezolvat acele probleme, nici nu m-am gândit că ele ar exista atâta vreme cât grădinița a avut autorizație de construire, dar aceasta este situația și puțin mi-a decalat ca și predarea acestei grădinițe pentru a putea fi inclusă în rețeaua școlară. Anul acesta, grădinița a fost inclusă în rețeaua școlară, iar preșcolarii din Sighet vor putea beneficia de o unitate de învățământ nouă și modernă. În acest an, chiar eram la o ședință Consiliul Local, a fost inclusă în rețeaua școlară, va fi structură a școlii 10, va fi o grădiniță cu program normal, deci program de la 8 la 12, unde vor fi 60 de locuri, deci 3 săli de grupă. Din ceea ce ține de partea noastră, acordurile, împrejmuirea, locul de joacă, spații, vezi, bineînțeles, în primăvară, când ne va permite timp, vom finaliza și spațiul verde. Deci, ceea ce ține de noi, am reușit să ducem la bun sfârșit, inclusiv, așa cum am spus, înscriere de proprietate în cartea funciară. Acea zonă este una destul de intensă circulată și am văzut că au fost dărâmate câteva garaje care erau construite acolo. Se dorește amenajarea unei parcări? Da, așa este. Eu mă bucur că oamenii sau cetățenii au fost receptivi, așa cum s-a întâmplat și în spatele blocului Dallas. Acesta este viitorul, nu trebuie să rămânem prizonierii garajelor. Majoritatea înțeleg acest lucru și aici este un bun exemplu ceea ce s-a întâmplat în acea zonă. Desigur, vom amenaja un loc de parcare, pentru că fiind vorba de atâți copii și părinți care trebuie să aducă copiii la școală, la grădiniță, vă dați seama că va trebui să și găsească un loc de parcare în acea zonă. Desigur, și în fața grădiniței vor fi două, trei locuri pentru a putea părinții să-și lase copiii. Ar fi vorba și de copii mai mici, staționarea ar trebui să fie mai îndelungată și ne-am gândit să amenajăm o parcare în acea zonă. Acesta este motivul pentru care am solicitat deținătorul de garaj să procedeze la demolarea acestora. S-au conformat, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Noua grădiniță va fi cu program normal și va avea trei grupe.